bine ne-am regăsit, dragii noștri ascultători și privitori, așa cum v-am obișnuit, la emisiunea de promovare electorală pentru alegerile europarlamentare. De astăzi vine în fața dumneavoastră invitatul meu și al dumneavoastră, domnul vicepreședinte PNL Gorj, Gheorghe Pecingina, avocat, căruia îi mulțumim că direct din campanie a venit în studiurile noastre în fața dumneavoastră. Bine ați revenit, domnule vicepreședinte. Bine v-am regăsit. O să vă întreb pentru început cum a fost această campanie și precampanie, evident, din perspectiva PNL Gorj. Spuneți că vin din campanie, o să plec în campanie de la noastră, de la emisiune. Să plec direct în campanie. Este nota obișnuită a europarlamentarilor, parcă un pic mai animată față de alte campanii europarlamentare. Contează foarte mult. Lumea a început să înțeleagă mesajul, a început să înțeleagă că sunt două forțe în România, unii care pro-europeni, cum suntem noi și sunt reprezentantul PNL-ului, este reprezentantul principal al pro-europenilor și unii care sunt cu rușii sau cu Estul, care vor să pară conservatori și că ne vor menține pe loc și vor să ne aducă înapoi înainte de 2007, atunci când pentru a părăsi România aveai nevoie de viză și nu obțineai atât de ușor. Oamenii își doresc să rămână în Uniunea Europeană și s-au devenit mult mai activi și mult mai implicați. Și asta ne bucură pe noi. Sunt mai ofertante, domnule vicepreședinte, sunt mai ofertante aceste alegeri acum decât în urmă cu 5 ani de zile pentru români, pentru gurgeni? Da, au început să conștientizeze faptul că, de fapt, politicile naționale se subordonează politicilor europene. Deciziile care se iau la Bruxelles sunt obligatorii pentru orice stat membru al Uniunii Europene. Și cum România este stat membru din 2007, ne supunem acestor politici. Și atunci, europarlamentarii sunt foarte importanți. Lobby-ul pe care îl fac ei și ceea ce susțin ei la Bruxelles se răsfrânge în mod automat și asupra ce se întâmplă în România. Chiar dacă unii ne spun povești, lucrurile așa stă. Sunt mai informați, sunt mai dornici cetățenii să-și exercite dreptul de a-și vota europarlamentarii? Aici avem o problemă. Sunt oameni care nici în acest moment nu știu ce se va întâmpla pe duminică, pe 26, pentru ce votează. Și asta este vina în exclusivitate a politicienilor, pentru că nu au fost în stare să, până acum, de în 2007 și până acum, nu au fost în stare să explice rolul Uniunii Europene, rolul Parlamentului European și ce se întâmplă și cât de definitoriu și de important este votul pentru europarlamentare. Nu sunt mai informați sau mai puțin informați ca în alte dăți, dar este, până la urmă, așa cum spuneam, este și un tur de alegeri care ține foarte mult de activul de partid și cât de bine poți să ți mobilizezi pe ai tăi. Și partidele, o să vedeți, fiecare va încerca să scoată la vot activul de partid și susținătorii. Din această perspectivă vreau să vă întreb, vedeți, ca și politician cu experiență, care ați trecut prin mai multe tururi de alegeri, vedeți procente mai mari de prezență la acest scrutin pentru europarlamentare decât în urmă cu 5 ani? Da, dar vor fi în aceeași notă. Adică? Adică vor fi tot o prezență, va fi tot o prezență scăzută. Dacă mediul urban nu va ieși la vot și se mulțumește doar cu a se manifesta pe rețelele de socializare sau, mă rog, sub alte forme, va fi o prezență scăzută. Dacă se va prezenta mediul urban, aici e problema, prezența va fi mult mai mare, pentru că în mediul rural au grijă primarii să scoată la vot. Să luăm în calcul, domnule vicepreședinte, pe Cingină și că avem și un referendum cu două întrebări. Nu sunt mai motivați, eu știu, tinerii sau alte categorii care deci, au cam ieșit în stradă, să spunem. Cu o justiție independentă ar trebui să meargă la vot și trebuie să meargă la vot. Nu au nicio scuză dacă nu vor face și nu au nicio scuză pentru ceea ce se poate întâmpla după dacă nu participă la acest vot și la acest referendum. Pentru că ne vom trezi cu ordonanțe de urgență care vor modifica legi, cu ordonanțe de urgență care ne vor stabili cine și cum poate să fie condamnat în România. Lucru inadmisibil, lucru interzis, de altfel, sau mă rog, interpretabil în ceea ce privește prevederile constituționale și cred că și acest referendum este definitoriu pentru direcția pe care trebuie să o apuce România. Ori vrem un stat de drept, ori vrem un stat de drepți. Eu cred că majoritatea românilor vor un stat de drept.
De asta mulți au murit la Revoluție, de asta mulți s-au sacrificat de-a lungul timpului, să avem un stat de drept, nu un stat de drepți, cum își doresc alții, proruși. Să ne vorbiți puțin despre prezența în județul Gorj, cu ocazia începerii zilelor orașului Târgu Jiu, a municipiului Târgu Jiu, a candidatului numărul 1 al dumneavoastră pentru europarlamentar, domnul Rareș Bogdan, fost jurnalist, dar și alte vârfuri din activul de partid. A fost președintele partidului, Ludovic Orban, a fost prezent și n-au nicio legătură cu zilele orașului Târgu Jiu. Așa a picat, dacă îmi permite, țintarul, programul pe care l-am făcut la nivelul partidului, la nivel național. Ne-au fost trimise datele încă de la începutul campaniei și s-a nimerit să fie în perioada asta când sunt zilele orașului Târgu Jiu. De altfel, Ludovic Orban împreună cu Rareș Bogdan, Florin Câțu, Marijan Marinescu, Marijan Marinescu, europarlamentarul nostru, Olten, dar nu știu și Câțu, vreau să vă spun, Florin Câțu este olten, este de la specialistul partidului în finanțe, este de la Vâlcea, tot olten. Au fost prezenți aici la Motru și la Târgu Jiu. La Motru am avut discuții pe lângă, mă rog, aia de mulțime și plimbarea prin oraș, discuțiile cu cetățenii, am avut discuții pe tema mineritului cu reprezentanții ai minerilor și energeticienilor și cu mineri și energeticieni, pentru că până la urmă asta a fost scopul nostru acolo, să participe oameni și oamenii simpli, oamenii care lucrează în minerit și energie, să participe la discuții cu vârfurile Partidului Național Liberal, să nu fie, să zic așa, să nu existe scurt circuit între ce vrem să transmitem, ce vrem să facem noi, ce putem să facem noi, ce pot să facă europarlamentarii și ce își doresc cu oamenii. Ce probleme au ridicat, domnule vicepreședinte, pe cinci de lucrătorii din minerit și energie de la Motru în întâlnirea cu reprezentanții PNL? Sunt oameni foarte aplicați, nu-și doresc lucruri extraordinare. Își doresc doar să se continue activitatea în producerea de energie pe bază de cărbune. Și sunt conștienți că datorită normelor europene de mediu și nu numai, treptat se va reduce producerea de energie pe bază de cărbun. Au văzut și la Sibiu și discuțiile care au apărut între Merkel și Macron cu privire la deadline-ul care și l-au luat pentru a transforma, mă rog, energia consumată să fie în proporție de 80% sau 90% energie regenerabilă și Germania își lua un deadline de 2040. Ori dacă în Germania se poate face lucrul ăsta 2040, avem nevoie de europarlamentari care să stabilească pentru România 2070 sau alt an. Și asta depinde de europarlamentarii pe care îi trimiți acolo. Știți, e o poveste și m-am bucurat că minerii și energeticienii și chiar lideri de sindicat marcanți au conștientizat lucrul ăsta și au spus, domnule, să nu mai spună povestea că nu vrea Bruxelles. Nu, că Bruxelles stabilește reguli pentru toată Europa, nu numai pentru România. Dar se poate... Incompetența, dar la nivel național ne trage și în se spate. Poate face lobby, cum că nu poate să-mi spune mie acum că, de exemplu, excavatorul ăsta de la Berbes s-a prăbușit datorită Bruxellesului. Nu, s-a prăbușit datorită faptului că nu au fost făcute investiții în minerii și energie de foarte mulți ani. S-a prăbușit pentru că, în special în minerit, pentru că în energie s-au făcut împrumuturi, s-au mai retehnologizat termocentralele, da? Și chiar cu mândrie o spuneau că termocentrala de la Rovinari poate să facă față concurenței și pe plan european, dar se pare că tot din legislația noastră nu se dorește și se dorește atunci când sunt probleme să se importe energie. Și o spuneau energeticienii noștri și o spuneau cu și numai energeticienii și minerii, o spuneau cu patos. Se pare că pe undeva au dreptate și le cereau europarlamentarilor sau ceilor care candidează la europarlamentare să fie sincer, să spună ce pot să facă. Dacă pot să facă anumite lucruri și dacă își asumă că vor face lucruri pentru producția de energie. Din perspectiva dumneavoastră liberală... Și mi-a plăcut că Rareș Bogdan și-a asumat lucrul ăsta. Marijan Marinescu a spus ce s-a făcut până acum și ce se putea face până acum. Ce discuții sunt. Chiar a povestit că a fost contactat de domnul Boza atunci când acesta s-a aflat la Bruxelles și l-a dus la raportorul pe Comisia Europeană pe probleme de energie și a deschis mai multe uși. Domnul Rareș Bogdan și-a asumat faptul că se va bate și ca să te bați în Parlamentul European trebuie să faci parte dintr-un grup parlamentar puternic. Noi facem parte din PPE, Partidul Popular European, cel mai puternic grup din Parlamentul Uniunii Europene. Adversarii noștri politici nu mai sunt primiți nici de socialiști.
da? Marea lor familie. Pe care de consecință toate poveștile care le spun că se vor bate, nu poți să te bați de unul singur, nici măcar familia ta politică nu te recunoaște și atunci e greu să spui că vei face și vei aplica și vei pune în practică, da? Noi ați văzut, am avut summitul de la Sibiu, ați văzut susținerea pe care o au peneliștii sau PNL-ul pe care o are din partea populară europenilor la nivel european, pe care de consecință ne vom bate pentru România ca politicile de mediu și ceea ce își asumă România de acum încolo să fie în concordanță cu realitatea. Pentru că degeaba și-au asumat, și am să vă spun un lucru, normele europene de mediu, cândva ne-am asumat că până în 2021 vom face desulfurarea la normele care erau atunci. Am făcut împrumutul, ne-am apucat de treabă, ne-am luat deadline 2021. Între timp s-au impus alte norme. Din 2021 alte norme, iar noi nu putem să achităm nici creditele pe care le-am făcut până în 2021. Și nimeni nu spune nimic la București și dăm vina pe Bruxelles. Nu Bruxelles l-a adoptat. Să știți că și ai noștri, și e o cutumă. Și mă bucur că europarlamentarii, cum e Marijan Marinescu, a spus-o. Este o cutumă la Bruxelles. Se ia deciziile nu cu majoritate, cu unanimitate. Dacă sunt probleme, se iese afară, se discută și se reintră și unanimitate există. Da? Ori, una e să ridici mâna la Bruxelles și după aceea să vin țară să spui n-a vrut Bruxelles. Nu, n-ai vrut tu sau ești incompetent, tu n-ai avut forța necesară și tăria să te impui și să ceri anumite lucruri să fie bune și pentru țara ta. Și dădea Marijan Marinescu exemplu polonezilor. Da? Cum au reușit să-și impună și au luat niște deadline-uri mai lungi, niște termene în limită, da? Mai lungi, au știut să se impună pe domeniul ăsta. A existat colaborare între europarlamentari și ministerele din țara proprie. Păi la noi ne spunea Marijana Marinescu că aștepta în calitatea asta de raportor pe transporturi, pe politica de transporturi a Uniunii Europene. Aștepta mult și bine rapoartele de la Ministerul Transporturilor din România pentru că nu i-au venit. Da? Și opiniile României. Fiind acolo, raportor, fiind cel care face raportul, poți să tragi puțin spuza pe turta ta și să ajuți țara din care provii. Ori lucrul ăsta poți să-l faci când știi realitățile și te ajută și ministerele de resort din țara proprie. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și vă mai pot da multe exemple, chiar și cu europarlamentari, că nu aparțin partidului nostru, sunt de la doamna Crețu, care a spus-o clar. A reușit și putea să aducă fonduri pentru construcția spitalelor și spitalele NUS. Iată că NUS. Că nu sunt în stare unii să facă proiecte și să absorbă, să demarăm acele lucruri. Deci ține foarte mult și de politica internă și de ce oameni avem în interior. Dar, dacă trimiți oameni cu personalitate, oameni puternici, oameni care au demonstrat în cariera lor, fie de europarlamentari, fie de primari, fie de așa cum este Rareș Bogdan, oameni în televiziune, da? Un foarte bun comunicator care poate să transmită mesaj. Deci oameni puternici, atunci ai șansă ca România să fie puternică în Uniunea Europeană. Noi suntem una dintre țările mari ale Uniunii Europene. Da? Haideți să devenim mari și din punct de vedere politic, nu numai din punct de vedere demografic și al întinderii. Să devenim mari și din punct de vedere al forței politice. În Târgu Jiu, echipa venită pentru campanie, ce întâlnire a avut și care au fost concluziile care s-au tras cu ocazia? Vă referiți la echipa de la București sau vă referiți echipa de la București? La Gorj. Deci, am vorbit despre Motru și acum ați venit spre Târgu Jiu. Am avut discuții cu Ludovic Orban, știe foarte bine Târgu Jiu și Rareș Bogdan, pentru că de lungul timpului a primit în emisiunile sale, văd aici fularul cu pandurii, inclusiv pe cei de la Galeria Durii. I-a avut în emisiune pe reprezentanții Galeriei Durii, care s-au și întâlnit cu Rareș Bogdan atunci când am avut întâlnirea cu aleșii locali la cinema Sergiu Nicolaescu. Cunosc realitățile din Târgu Jiu, cunosc realitățile din Gorj, știu care sunt problemele, avem și soluții pe care le-am expus și le-am spus. Unele țin de europarlamentare, altele țin de aleșii locali, altele țin de... dar cele mai multe țin de politica națională și ca să poți să pui în aplicare un program la nivel național, trebuie să ajungi la guvernare. Și pașii sunt ăștia, europarlamentare, prezidențiale, nu am niciun dubiu, vom ajunge acolo și Klaus Iohannis, reprezentantul PNL-ului, va câștiga și prezidențiale și anul viitor vom mai avea două tururi de alegeri locale și parlamentare. Toate lucrurile astea se leagă, deci am intrat acum, lumea spune se termină campania, nu, abia a început. Campania asta de acum va dura până anul viitor, la sfârșitul anului viitor, când se termină parlamentarele. Da. A fost o campanie parcă
puțin mai altfel decât ne obișnuisem noi cu europarlamentarele. Pe ultima parte, în prima parte a început anul ăsta, a început cu munca echipelor în teritoriu, la cam la toate partidele, door to door, sau mă rog, poartă, din poartă în poartă, pentru că la noi primează și mediul rural. Discuții cu cetățenii, la țară, să știți, foarte mulți, nu că nu sunt interesați, dar nu înțeleg ce se întâmplă, care-i chestia asta cu Uniunea Europeană și cu Parlamentul Uniunii Europene, ce poate să facă un europarlamentar, ce nu poate să facă, pentru că nu au fost popularizat și trebuie să recunoaștem, nici noi nu dădeam foarte mare atenție. Dar acum, datorită multor lucruri care ni se impun de la ghilimele de rigoare, de la Bruxelles, da? Regulile impuse de Bruxelles, am început să fim mai curioși, să ne uităm peste gard, să vedem ce se întâmplă la Bruxelles. De ce nouă ni se pare că regulile sunt mai stricte sau mai dure pentru România? Regulile sunt aceleași pentru toată Europa, dar ai noștri, fie nu le pot, nu le cum să zic, nu ne aduc la cunoștință că sunt ce se întâmplă acolo, fie le aflăm prea târziu. Pentru că tot vorbeați de mediul rural, acolo unde mesajul politic penetrează, indiferent de partid, care sunt, să spunem, doleanțele, să spunem, realitățile pe care oamenii vă mandateze, pentru asta oamenii politici, să le transmiteți celor care îi vor reprezenta la Bruxelles. În Gorj e mare teamă că dacă să nu se închidă CEO, o să cea fie mai, cea mai bătută temă. Cea mai bătută temă. Și uitați-vă că astăzi am fost pe zona aceea, Motru, Mătăsar, Bolboș, m-am întâlnit cu echipele de campanie de la, de la Urdar și de la Brănești. Și discuțiile erau astea, s-a prăbușit escalatorul și spunea, domnule, deja ne teamă și nouă din carierele din Oltenia că se poate întâmpla oricând un astfel de eveniment cum s-a întâmplat acolo. Același tip de utilaj, aceeași vechime, aceeași uzură, aceeași incompetență managerială. Deci lucrurile astea se pot repeta oricând și într-o carieră din Gorj. Doamne ferește! Nu-și dorește nimeni o tragedie, dar lucrurile se pot întâmpla. Am primit un set de fotografii de la turceni cu oameni care intră în vagoane pentru că se știa că am fost avocat într-un caz și am apărat un conducător formație de lucru care a fost condamnat pentru faptul că a lăsat oameni în vagoane, deși alături de complexul energetic Oltenia. Deci complexul energetic Oltenia a fost condamnat pentru că a murit un om în vagoane, da? Sunt lăsați și introduși în continuare oamenii în vagoane. Am primit un set de fotografii, o să fac publice săptămâna viitoare. Deci problema este cu ce? Majoritatea oamenilor, cel puțin pe zona de sud al județului, aceasta este problema. A doua problemă, care a ridicat-o și o ridică oamenii de afaceri, taxarea, lipsa de predictibilitate și modul în care sunt taxate atât munca, cât și societățile comerciale. Și aici o problemă și ar trebui să simplificăm foarte multe lucruri. Din punctul ăsta de vedere, Florin Câțu a fost foarte explicit și în discuțiile cu oamenii de afaceri, dar și în conferința de presă și în luările de poziție de la Gorj. Și o să vedeți că o viitoare guvernare PNL va aduce o reducere masivă de taxe și impozite. Pentru că vizita, să știți, nu a însemnat doar o baie de mulțime și să zicem, un aport la imaginea celor care au venit în Gorj. Au venit și să se informeze de anumite lucruri și să informeze oamenii de anumite lucruri. Vreau să abordăm puțin aspectele legate de tineri. Știu că un europarlamentar al dumneavoastră a pus pe picioare un proiect Discover Europe pentru tineri, care înseamnă posibilitatea ca aceștia să viziteze Europa. Nu doar atât. Noi avem europarlamentari Adina Valenta, de exemplu, care datorită ei roaming-ul a scăzut, prețul la roaming. Da. Și asta vreau să întreb mai târziu. Este tot un europarlamentar. Nu e numai pentru tineri, da. Mă referam la tineri acum. Pentru toată lumea. Și avem pe Zigrim Mureșan, este omul care face bugetul Uniunii Europene. Se regăsește în primii 10 oameni de pe lista PNL-ului. Avem doi primari, pe Gheorghe Falcă și pe Hava,
Ceahava, de la Alba Iulia, care au demonstrat, Aradu și Alba Iulia. Mergeți în Arad și în Alba Iulia și o să vedeți că sunt doi oameni de administrație care au știut să atragă fonduri europene, au știut să creeze locuri de muncă, au știut să creeze, deci pună în valoare orașele, să le dea plus valoare. Ori, cunoscând aceste aspecte, pot și să treacă în partea cealaltă la nivelul Parlamentului Uniunii Europene și să ajute pe ceilalți colegi administratori de localități, ca să zic așa, sau păstori de localități, să poată să absorbe fonduri europene și să aducă la conștiință ce se pot, pe ce axe structurale se pot axa sau pot să depună proiecte pentru a atrage fonduri. Contează foarte mult. Uitați-vă la Oradea, uitați-vă la Timișoara, uitați-vă la Sibiu, uitați-vă la Cluj. Se dezvoltă cu banii europeni. Da? Nu stau cu mâna întinsă, nu a trebuit să ducă să facă blaturi cu PSD-ul sau cu cei cu Dăncilă, să-i dea florile lui Dăncilă sau să o pupe pe Dăncilă, nu. A trebuit doar să facă proiecte, să fie primari, așa cum trebuie să fie un primar. Să se orienteze, se bate. Nu se scuză, Dumnezeu, pentru comunitatea mea, mă duc să stau în genunchi la Dăncilă sau la nu știu cine, nu. Au văzut că guvernul este incapabil, au văzut că nu se pot baza pe administrația națională, au început să producă plus valoare prin atragerea de fonduri europene, prin muncă și prin faptul că au știut să-și ia oameni, nu să-și ia, și-au luat specialiști, cu scuzele de rigoare pentru duritatea limbajului, nu popincuriști în primării și au reușit să-și atragă fonduri europene și să dezvolte orașele. Toată lumea se uită cu admirație, le dăm exemple, da? Toate aceste administrații care s-au dezvoltat din zona de nord a țării sunt administrații liberale. Și cu asta am spus tot. Liberalii știu să facă și administrații. Sau știu să facă administrații spre deosebire de alții. Orice oraș din acesta pe care l-am enumerat, îl luați și punem în comparație cu un oraș condus de administrație PSD, o să vedeți că diferența este uriașă. Să mergem puțin la acest final de campanie. Ce vă așteptați dumneavoastră la acest final de campanie și pe ce veți apăsa acceleratorul? Mai cu nu, eu voi, cel puțin de zona de care răspund eu, fosta zonă a colegiului. Acum vă referiți la PNL Gorj, nu mai la zona Gorj, da, dar în general, vă spun pentru că zona asta are anumite particularități, fiind și al de acolo, domnul Iordache, prin zona sa specială, se încearcă tot felul de măgări și tot felul de să chestiuni. Ne referim la Partidul Național. La Partidul Național Liberal face o campanie curată și o continuă până la final. Știi, vom face da, întâlnirile door-to-door, că astea sunt cele mai importante, discuțiile cu oamenii și nu e greu să-i convins să voteze cu liberalii, pentru că avem cea mai bună listă. E greu să-i convins să vină la vot. Deci, de fapt, bătălia se duce pentru că trebuie să le explici care e importanța europarlamentarilor. Pentru că ani de zile nu li s-a explicat, pentru că ani de zile li s-a spus cumva Bruxelles era un luptor de fildeș și nu prea conta. Ani de zile au fost trimiși incapabili și oameni care nu știu să vorbească nici limba română și au fost trimiși europarlamentari, nu de către PNL, alte partide și vedem acum foarte bine. Da? Păi când trimiți la un europarlamentar trebuie să fie vorbitor cel puțin de două limbi de circulație, să poată să socializeze, pentru că bătălia sau lobby-ul pe care îl faci, nu îl faci doar în sala de plen a Parlamentului, da? O faci dincolo de ușile sălii de plen. Socializezi, oamenii sunt și oameni, da? Beau cafea, fumează o țigare, știu ce mai fac, ies în lume, da? Ies în Bruxelles. Acolo se duc marile bătălii, pe holuri, nu înăuntru. Ori tu dacă nu știi nici limba română, bine. Și nu ai pretenția să spui că voi face lucruri la Bruxelles, nu vei face, îți vei încasa salariul uriaș, te vei duce, vei sta într-un fotoliu, vei sta cu o cască în ureche și vei vorbi odată la nu știu cât timp despre anumite teme mai mult sau mai puțin importante și spui, domnule, am fost europarlamentar. Nu, europarlamentarul trebuie să se vadă, să aibă o activitate care să se simtă și uitați-vă, și nu e un termen, mă rog, termenul e de al nostru din popor, cum se bate pe burtă Marijan Marinescu cu toți liderii, mari lideri europeni, da? Pentru că omul vorbește patru limbi străine. Omul vorbește cu francezii în franceză, cu nemții în germană, cu restul în engleză, da? Deci omul se pricepe și mai rupe puțin și rus. Da? Deci știe. Când ai asemenea oameni, merită să fie în Parlamentul European, pentru că știi că se vor bate. Și în mod direct, și în mod indirect pentru țara ta. Să abordăm puțin domeniul transporturilor, pentru că tot e raportor pe transporturi, domnule. Da, uitați-vă că deja marile confederații ale transportatorilor sunt alături de noi. Tamam pe tema asta, pentru că Marijan Marinescu i-a susținut și a introdus amendamentele pe care le-au dorit dumneavoastră, pentru că România e o mare problemă în Uniunea Europeană și s-a dorit, mă rog, fiecare țară trage spuza pe turta ei, s-a dorit cumva eliminarea companiilor din Est de pe piața europeană prin introducerea unor norme.
să doarmă șoferii la hotel, anumite chestiuni pe care nu puteau să le îndeplinească companiile, din, cel puțin cele din România și Polonia, cred, dacă nu mă înșel. Și atunci Marijan Marinescu l-a susținut aceste amendamente și oamenii au înțeles că e un om important acolo și merită să-l susținem în continuare. Vis-a-vis de nevoia de a ne deschide prin autostrăzi, ce își propune echipa PNL, echipa eligibilă a PNL-ului pentru europarlamentare? Investițiile în autostrăzi, noi infrastructură, noi nimic. Vedeți că de la, am început să bagatelizăm sau să glumim pe tema autostrăzilor, pentru că așa face românul când dă de greu. Noi nu avem nicio autostradă terminată, nu traversează nicio autostradă România, nici de la nord la sud, nici de la vest la est. Da? Nu avem autostrăzi. Asta e o problemă foarte mare. În campania asta chiar glumeam cu colegii, cu Florin Câțu și cu Dan Vâlceanu. Deja s-au construit vreo două autostrăzi care trec și prin Gorj. Da? Din campanie electorală ușor pe hârtie și să vii să promiți. De mâine începe drumul expres, de mâine începe autostrada nu știu care, de mâine începe. Și am văzut astăzi în presă, se ducea ministrul de resort, inaugura, începe unei autostrăzi și astăzi nu mai erau nici măcar utilajele, dar erau la inaugurare. Lucrurile astea sunt pe români, i-a dus la saturație. Sunt fonduri europene. Nu suntem capabili să le atragem. De ce? Vă spun eu. Pentru că la fondurile europene intră în acțiune OLAF. Și ei nu se joacă atunci când e vorba de bani. Nu mai poți să pui sfânta șpăguială în acțiune la fondurile europene. Și normal că guvernul țării nu e interesat de fondurile europene. De aceea absorpția este foarte, foarte mică, spre zero. În ceea ce privește fondurile, absorpția de fonduri europene. De aceea nu avem zero autostrăzi în comparație cu vecinii noștri ungurii, care au împânzit țara de autostrăzi. Și stă autostrada la granița cu România și așteaptă să fie legată de portul Constanța. Ia uite că nu se poate, pentru că ai noștri... E vorba de Schengen și intrând în Schengen și portul Constanța, după Rotterdam ar fi al doilea ca și... Da, și asta explică într-un fel, atitudinea Olandei, dar asta nu înseamnă că Olanda poate să se impună în fața celorlalte țări ale membre ale Uniunii Europene, da? Așa cum România ar putea să se impună dacă are oameni de valoare, că dacă trimiți acolo, mă repet, oameni care nu vorbesc nici limba română bine și nu se pot exprima, nu se înțeleagă oamenii nimic și nimeni n-are cum să facă lobby pentru România, da? Noi nu suntem așa cum este premierul nostru. Noi suntem o țară de oameni deștepți, suntem o țară de oameni combativi, suntem o țară de patrioți, da? Și nu e un cuvânt mare. Ce dar trebuie să avem grijă să trimitem reprezentanții acestui popor care au calitățile astea să-i trimitem și în Parlamentul European. Ce își propune echipa PNL, evident, în compania domnului Marijan Marinescu, raportor în această legislatură de transporturi, vis-a-vis de această nevoie de autostrăzi, de a fi legați? Nu cei de la transporturi, ci ce ține foarte mult și țin foarte mult să avem autostrăzi și chiar am avut ieri o discuție cu Marijan Marinescu la Motru și cu Gigel Știrbu, un alt reprezentant de marca PNL-ului. În Oltenia, uitați-vă că nu există nicio autostradă sau nici măcar în master plan, se tot vorbește și am întrebat toată lumea care ar fi utilitatea și cum se vede de la nivel european, Marijan Marinescu fiind, mă repet, raportor pe probleme de transport, cum se vede o autostradă sau pe unde ar trebui să fie o autostradă în Oltenia și spunea Marijan, domnule, Craiova să fie legată de Timișoara, da? Pentru a avea acces direct la vest și atunci acele celebre drumuri exprese se lege celelalte capitale de județ, Târgu Jiu, Slatina, mă rog, Severinul se lege de această autostradă. Ori lucrurile nu se întâmplă așa din nefericire, vedem că se vrea autostradă pe la Buzău, nu știu, autostradă de la Iași la Buzău, păi să mă ierte Dumnezeu, care e utilitatea. Haideți să dăm și utilitatea și necesitatea și rapiditatea de a crea aceste autostrăzi. Da, sperăm că, așa cum vă spuneam, asta e primul pas, să câștigăm europarlamentarele și vom parcurgând în ceilalți pași, da, prezidențiale locale, o să ajungem și la guvernare și o să putem să punem în practică. Politicile europene nu pot fi puse în practică în România direct de la Bruxelles. Politicile europene sunt puse de reprezentanții la nivel național.
dacă nu o fac, se aplică celebrele proceduri de infringement și altele, de care România este foarte aproape, mai ales pe temele justiției. De asta e și tema referendumului, pentru a ajuta puțin și a da un semnal încotro vrea România. Mă repet, spre Occident, spre Vest, cum era celebra melodie la celor de la, când eram eu mai tânăr, imediat după Revoluție sau înainte de Revoluție apăruse, dar noi o vedeam și după, pe Cioboys, Go West, sau vrea spre Est, spre Mother Russia. O să vedem la aceste alegeri europarlamentare și la rezultatul referendumului ce își doresc română. Tinerii Gorjeni cu care ați venit în contact, domnule vicepreședinte pe Cingină, ce v-au transmis? Din fericire, tinerii sunt europarlamentare. Tinerii sunt la sentimentul nostru sau rezonează cu noi, cu PNL-ul, pentru că sunt oameni care au călătorit, sunt oameni care au așteptări, sunt oameni care își doresc să fim, așa cum spune și cântecul, o țară ca afară, își doresc să avem o țară în care separația puterilor în stat există, își doresc o țară în care sistemul de drept să funcționeze. Sunt lucruri pe care tinerii le așteaptă și chiar m-am bucurat că mulți dintre ei, chiar vârste frage de 18-19 ani, nu erau fanatici și erau oameni care rezonau și discutau, citeau, erau foarte bine informați, știau ce înseamnă europarlamentarele și puneau întrebări pertinente. Și vor merge la vot. Asta care ar fi întrebările care v-au marcat pe dumneavoastră ca politician venite din direcția tinerilor? Pentru mine au venit în direcția justiției și mi-au dat elemente de comparație. Erau nemulțumiți de faptul că se tot clamează la televizor că trebuie să ne susținem românii, să facem lobby pentru România, iar atunci când un român este propus pentru o funcție europeană, indiferent care sunt discuțiile în România despre acel om, este un român, este apreciat de străini și este propus pentru o funcție europeană și erau indignați și întrebau de ce noi românii afară nu putem să ne susținem oamenii din interior, indiferent de disputele pe care le avem noi în interior. Era vorba despre Laura Kotsakeveș și eu am rămas surprins pentru că ei știau această problematică. Eu trebuie să spun, nu sunt un fan al Laurei Kotsakeveș, dar sunt un fan al sistemului de drept. Eu nu pot să accept ideea că în România, și credeți, m-am prins și perioada asta, sunt de aproape 20 de ani în păsările judecătorilor și tribunalelor, când se dădea un telefon și se rezolvau anumite probleme, deci din punct de vedere politic, da? Și nu mai departe sunt acele celebre stenograme cu Rodica Stănoi, ministrul justiției, care spunea cum se rezolvă dosarele, da? Eu nu vreau să mă mai tot la perioade. Eu vreau să fiu sigur că lucrurile stau așa cum trebuie să stea și cum sunt prevăzute în Constituție și în legile țării. Să mergem puțin mai departe, domnule vicepreședinte Gheorghe Pecingin, și v-aș întreba vis-a-vis de locurile de muncă. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, mandatul pe care Partidul Național Liberal îl dă în acest sens, în această direcție, celor care vor merge din partea formațiunii politice la Bruxelles? În mod direct, europarlamentarii sau Parlamentul Uniunii Europene nu poate să creeze locuri de muncă. Da? Asta e o prostie. Cine spune că europarlamentarii vă vom crea locuri de muncă, vă vom mări salariile, vă vom mări pensiile, cu privire la aceste alegeri, minte. Dar în mod indirect, prin politicile pe care le susțin acolo, prin amendamentele pe care le susțin acolo, pot să creeze locuri de muncă și pot să creeze plus valoare și pentru România. În mod direct, un europarlamentar nu poate să vină cu propuneri pentru crearea de locuri de muncă în România. Pentru că urmează câteva clipuri de promovare ale partidului pe care îl reprezentați, ne vom opri aici, domnule vicepreședinte Gheorghe Pecingină. Vă mulțumim mult. Pe final, un mesaj de 30 de secunde din partea formațiunii dumneavoastră pentru noi toți care suntem chemați să ne alegem europarlamentarii pe 26 mai, duminică. În primul rând, mergeți la vot, votați reprezentanții sau lista PNL, o să o găsiți la poziția 5, pentru tineri, give me 5. Și nu uitați totodată că aveți două buletine de vot și pentru referendum. Mergeți și votați pentru un stat de drept, mergeți și votați pentru o Românie europeană.
Mulțumim mult domnului vicepreședinte Gheorghe Becingin, vă mulțumim și dumneavoastră. Rămâneți în compania noastră, urmăriți clipurile de promovare ale PNL-ului și apoi rămâneți în continuare alături de noi, că aveți ce vedea și auzi. Craiova a rămas în sufletul meu încă din copilărie, când am locuit la Craiova un an. De aceea am fost încântată să aflu că unul dintre cei mai buni eurodeputații români, cu care am colaborat în calitate de comisar european, domnul Marian Jean Marinescu, este din Craiova. Marian Jean Marinescu este un profesionist serios și integru. Un bun român care se luptă pentru bunăstarea țării sale, un bun european care crede în viitorul Uniunii. M-aș bucura ca Marian Jean să continue activitatea în viitorea legislatură a Parlamentului European. Mult noroc! Je connais Marie-Jeanne depuis plusieurs années, mais c'est surtout lorsque nous avons travaillé ensemble au groupe, moi président, lui vice-président, que j'ai appris à l'apprécier humainement et professionnellement. Ami fidèle, collègue sérieux et travailleur, excellent négociateur et doté d'une grande expérience politique. Voilà qui est Marie-Jeanne Marinescu pour moi. Dès ses débuts au Parlement européen, elle s'est battue pour les citoyens roumains, pour les représenter au mieux, pour que la Roumanie puisse faire entendre sa voix en Europe. Marie-Jeanne, c'est un honneur et une joie pour moi de travailler avec toi. Ce sont les personnes comme toi qui m'ont fait aimer la Roumanie et devenir un ami de ton pays. Tu as tout mon soutien pour les prochaines élections. L'économie ne est pas une politique européenne commune. Mais, prin foarte multe politici orizontale, Uniunea Europeană contribuie foarte mult la dezvoltarea economiei. Economie fără infrastructură nu se poate, asta este evident și din păcate România n-a înțeles acest lucru. Există o politică de transport europeană, sunt raportor pentru ea, s-a votat în Parlamentul European prima citire, sper să mă ocup și de a doua citire de la toamnă, acolo sunt banii pentru politica de transport. Însă până ajunge la următorul exercițiu financiar 2021-2027, trebuie să ne facem temele cu ce bani avem acum. Temele pe care cei care sunt acum la putere nu le-au făcut absolut deloc. Nu a început acest guvern niciun proiect nou de infrastructură, niciunul. Tot ce se face acum se face pe ceea ce s-a început în exercițiul financiar anterior. Este absolut normal să vedem odată, să se despartă apele între cei care cred că infractorii trebuie să fie la guvernare și că nu trebuie să plătească în fața legii și că pot să-și facă legi prin care să fie scutiți de plata faptelor sale și ceilalți care doresc ca țara aceasta să nu aibă nici infractori,
în funcții de conducere, să nu aibă nici grupări infracționale organizate care să pună mâna pe guverne și pe parlamente, care să știe foarte clar că România nu se poate transforma într-un rai al infractorilor fericiți de tip Columbia. Deci referendumul va avea loc, noi îl vom susține total, președintele se va implica să susțină acest referendum și bine face. Încă ceva, nu te doare să vezi că de 2 ani și 3 luni noi vorbim de infractori și de deținuți și de condițiile din penitenciare mai mult decât pe condițiile din școli sau din spitale? Mi se pare ceva absolut... Noi nu suntem infractori. Țara asta e formată 99% din oameni corecți. Material realizat la comanda PNL Gorj, cod unic de identificare al mandatarului financiar, coordonator 411 90007.